Incendiul a izbucnit duminică după amiaza la un spațiu de depozitare a cerealelor la ieșire din localitatea Spătărei. Flăcările se manifestau la aproximativ 200 de baloți de paie și la vegetația uscată din jur, pe aproximativ 5 hectare, cu un pericol de extindere și distrugerea unui silos de porumb. Muncitorii au intervenit și au cerut ajutor și pompierilor. 3 echipaje au ajuns la fața locului. În zonă au fost aduse și un buldoescavator și 2 autocisterne care să ajute la alimentarea mașinilor de pompieri. Intervenția a durat 8 ore și a fost extrem de dificilă din cauza cantității mari de materiale ușor combustibile, care au favorizat extinderea flăcărilor. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat, dar pagubele sunt mari. Din primele date, cauza izbucnirii focului o reprezintă autoaprinderea.